Comuniștii gorjeni sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt băgați în seamă de către pesediști, cu toate că doctrina celor două partide se aseamănă. Președintele PAS Gorj, Gheorghe Dudău, nu înțelege de ce pesediști au ales să încheie o alianță cu PNL-ul, care este un partid de dreapta, catalogând Uniunea Social-Liberală ca fiind o împerechere dintre o oaie și o capră. Dacă se consideră că e un partid de stânga, nu putea să apeleze și la Alianța Socialistă, chiar dacă avem noi așa un număr mai mic de procente, dar e un partid chiar de stânga. V-a deranjat așa că v-a ignorat? Păi categoric. Păi cu asta păcălește populația. Păi acum dumneavoastră trageți concluzia. Cum ai împereca o oaie cu o capră? Cam așa e Partidul Social-Democrat cu PNL-ul. Comuniștii se laudă cu faptul că numărul membrilor sporește de la zi la zi, astfel că numai în ultima săptămână peste 25 de persoane și-au semnat adeziunea la partid. Totuși, liderul PAS Gorj, Gheorghe Dudău, are o nemulțumire, și anume faptul că au existat persoane care lucrează în cadrul complexurilor energetice turceni și rovinari și care și-au semnat adeziunea la partid, dar care ulterior au fost amenințate de conducerea carierelor să renunțe la ideea de a se înscrie în partidul Alianța Socialistă. Este vorba de niște complexe energetice rovinari și turceni. Da. Oricum să nu uite ei că aceste complexe sunt creația comuniștilor, că dacă nu erau comuniștii, păzam caprele toți. Vă amenință membrii? Da, amenințat oamenii că de ce s-au înscris la Alianța Socialistă. Că au făcut o greșeală. Și au trebuit că pentru că mineritul și energetica e al PDL-ului, a spus clar. Oamenii ne-au rugat, zice, domne, vă rugăm frumos. Nu spun numele sub nicio formă, că în cazul ăsta și... Și au venit și au retras adeziunea, nu? Nu și-au retras-o, dar ne-au rugat să nu popularizăm. Dar cine, de la cine au primit amenințări? De la directorii general sau? De la conducerile carierelor de acolo, de unde lucrează ei. De la directorii. Liderul comunist Gheorghe Dudău dă asigurări că vor ieși la rampă candidați din partea partidului, atât în toate localitățile și orașele din județ, cât și la Consiliul Județean Gorj. Mai mult, Dudău este sigur că Partidul Alianța Socialistă va obține și victorii la alegerile viitoare.